Hai să vedem etapele tratamentului, că apropo de frică, de teama de a merge la medicul stomatolog, poate ne lămurești un pic prin ce etape trecem, dacă sunt dureroase sau nu. Primul pas este să ne vedem în cadrul unei consultații și în care să discutăm despre starea de sănătate a pacientului, să evaluăm gingiile, dinții care sunt, să facem niște examene complementare, adică acel computer tomograf pe care îl facem tot în cadrul consultației aici în clinică, și să putem pune un diagnostic, adică să vedem cât de afectat este osul, dinții sau gingia. Și după ce punem acest diagnostic corect, venim și cu un plan de tratament bine pus la punct, adică hotărâm câte implanturi dentare inserăm ca să servească ca un sprijin potrivit pentru viitoarea dantură. Sau că e vorba de 4, 6 sau 8 implanturi dentare. Cel mai frecvent mergem cu 6 implanturi dentare în a reabilita o arcadă întreagă. După ce facem această consultație, cerem pacientului și niște analize. Este obligatoriu să avem niște analize la zi în care să vedem că pacientul poate să treacă prin această intervenție fără anumite riscuri. Și cum avem acele analize, de care o să țin cont atât eu cât și medicul anestezist, putem programa efectiv și intervenția. După acea consultație și după ce avem acele analize, pacientul se prezintă în a doua etapă la intervenția propriu-zisă, în care vine pe scaun, se așează, îi se recoltează și ceva plasmă pentru a folosi tehnologia factorilor de creștere pentru a îmbunătăți vindecarea postoperatorie. Îi se aplică și o branulă pe venă de către medicul anestezist pentru a începe și acea sedare conștientă care combate acea frică mare a pacientului. Deci odată ce medicul anestezist începe cu acea sedare efectiv, pacientul se relaxează, este un confort total pentru el. Nu încercăm să-l adormim de tot, dar pe alocuri mai și doarme. Și noi începem procedura. Ce facem efectiv în această intervenție? Extragem dinții după caz, curățăm toate infecțiile dentare, facem și adițiile de os necesare, inserăm și numărul potrivit de implanturi dentare. Ba mai mult de atât, trebuie să subliniez că putem face intervenția atât la maxilar cât și la mandibulă în aceeași dință. Deci și sus și jos. Da, adică să scape pacientul mai rapid, dar predictibil și în condiții de siguranță, pentru că avem această sedare conștientă, să scape de operație ca a doua zi după intervenție să primească acea lucrare provizorie. O să revin puțin și o să spun că intervenția durează cam de la o oră până la 3 ore dacă vorbim și despre implanturi zigomatice, adică acele cazuri complexe. După această intervenție, pacientul merge în rezerva postoperatorie unde își revine puțin. Se fac după aia din nou alte examene radiologice pentru a verifica că implanturile sunt puse bine și ulterior îi se iau amprenta. Deci, în totalitate, pacientul stă la clinică în ziua respectivă cam vreo 4-5 ore. A doua zi revine, îi se montează lucrări provizorii fixe, important de menționat, lucrări provizorii fixe, dinți fixi pe acele implanturi, cu care va sta aproximativ 4-6 luni în funcție de cazul clinic. Astfel încât să-și poată continua activitatea profesională, socială, deci să nu stai fără dinți în gură. Exact, majoritatea pacienților au un job la care trebuie să meargă, o activitate pe care trebuie să o reia. Chiar dacă vorbim și despre pacienții pensionari, purtătorii de plăci dentare, chiar și ei au prieteni cu care trebuie să se întâlnească și e normal e neplăcut să stai fără exact, dinți în gură. Exact. Deci, iată, nu avem acest stres că stăm nici măcar câteva ore. Nu. Chiar pe perioada de vindecare obligatorie, că e o perioadă de vindecare a implantului dentar în os, pe această perioadă putem această lucrare provizorie. Da? Menționăm că după intervenție urmează o săptămână de recuperare postoperatorie, în perioada în care există și o inflamație de recuperare de prim pas spre vindecare, care este normală. Iar la o săptămână, practic, suntem ca și în ziua înainte de a începe acea intervenție, adică ne recuperăm total.